Ziua Greciei a fost sărbătorită la Onești. Joi 30 martie de la ora 12, comunitatea elenă din Onești a sărbătorit Ziua Greciei. La eveniment a fost prezent și președintele Uniunii Elene din România, deputat în Parlamentul României, profesor universitar dr. Dragoș Gabriel Zisopol. Mai multe detalii în minutele următoare. Un moment de sărbătoare pentru comunitatea elenă din Onești, pentru că iată sărbătorim cu toții, nu? În România, Ziua Greciei. Sigur, este o mare bucurie și pentru mine că mă aflu astăzi alături de membrii Uniunii Elene din România, filiala Onești. Vreau să le mulțumesc public gazelor noastre primitoare. Iată un colegiu de elită, este vorba de Gheorghe Asache și aici regăsim un nume grecesc și nu întâmplător suntem astăzi aici. Vreau să-i mulțumesc domnule președinte Chiriacopoulos, care este o sufletistă, un om cu suflet extraordinar, care a muncit de-a lungul anilor și își desfășoară activitățile în continuare în cadrul Uniunii Elene din România. Sunt cu mare bucurie prezent aici să sărbătorim încă o dată împreună, așa cum o facem în fiecare an, și Ziua Națională a Greciei. Vreau să vă spun că am început aceste evenimente la Iași în data de 27 februarie, când împreună cu președintele comunității, doamna Alexandrescu, am depus flori la trei erarhi, pentru că acolo, după cum bine știți, a început Revoluția Greacă pe pământ românesc. Am avut nenumărate zeci de astfel de evenimente în toată țara, de aceea acolo unde am reușit să fiu prezent, am fost prezent și astfel am continuat acest periplu, ajungând astăzi la Onești, și vreau să vă spun că pe 1 aprilie avem ultimele două evenimente organizate de comunitățile noastre din Galați, respectiv de la Craiova. Ca atare, o sumă frumoasă, spunem noi, de evenimente, comemorative unele dintre acestea, cum a fost cele de la Mănăstirea Secu, Sculeni sau, dacă vreți, Drăgășani. Mă refer aici și la tedeumurile ce s-au desfășurat în toate bisericile grecești din România. Am avut lansări de carte, chiar zilele acestea l-am avut la București, marți seara, pe domnul academician Bălățeanu Stoniș, care a invitat special și am lăsat o carte despre greci și despre Grecia. Am avut, iată, manifestări culturale, cum ar fi concertul de la Ateneul Român în București sau concertul pe care l-am avut la Ploiești, la Filarmonica noastră prahoveană. Exemplele sunt nenumărate, am reușit să acoperim toate comunitățile teritoriale, indiferent că am fost personal sau au fost reprezentanții Uniunii Elene din România, chiar la nivel de vicepreședinți. Și foarte important pentru noi, am fost foarte bine reprezentat și onorat de prezența Ambasadei Republicii Elene, excelența sa doamna ambasador, doamna consul, corpul diplomatic integralitate, au făcut tot ceea ce a fost posibil ca să acoperim toate filiile din țară. Și iată-mă, astăzi suntem la Onești. De altfel, sunteți un prieten al Oneștiului, pentru că nu este prima dată când veniți în această comunitate inimoasă. Sunt un prieten al Oneștiului, sunt un prieten al comunităților grecești și mai am ceva ce mă leagă. Eu sunt profesor universitar cu o vechime de peste 30 de ani într-o universitate de petrol și gaze, este vorba de Universitatea Ploieșteană. Am fost de nenumărate ori la Onești și la Moinești și student fiind, nu numai într-o relație directă cu filiala noastră frumoasă din această zonă, ca atare mă leagă mult mai multe lucruri, dar cel mai important lucru pentru mine este această legătură fundamentală dintre poporul român și poporul grec. Evenimentele de la 1821, care, așa cum spuneam și anterior, își au rădăcina fundamentală pe pământul țărilor române, este unul dintre evenimentele care au pecetluit de-a lungul timpului o relație extraordinar de importanță sub semnul creștin ortodoxiei dintre cele două popoare, poporul român și poporul grec. De aceea și astăzi ne aflăm la un eveniment care întrepătrunde această frumoasă filială a noastră din Onești, membrii acestei filiale, iată, cu un colegiu, cu o gazdă primitoare, pentru că majoritatea evenimentelor noastre au acest scop fundamental de a duce mai departe elementul cultural. Am spus-o întotdeauna, oamenii valoroși sunt cei care, prin intermediul culturii, care este singurul element fundamental care poate cuceri fără să rănească, pot să-și păstreze pacea, identitatea, omenia, elementele fundamentale ale democrației, demnitatea, libertatea. După cum se vede că avem un război la granițe și mă refer aici la războiul din Ucraina, se vede foarte clar că este foarte, foarte greu să cucerești libertatea după ce ai pierdut-o. De aceea eu sunt prezent în toate filialele și vreau să le mulțumesc tuturor pentru această contribuție extraordinară și pentru toți cei care ne sprijină, pentru că sunt un om de cultură, sunt un om care de-a lungul timpului, de-a lungul vieții mele, nu vorbesc de un an sau doi, am pus în slujba Uniunii Elene din România și a relațiilor bilaterale dintre România și Grecia toată activitatea mea, care este o activitate de voluntariat în domeniul culturii, așa cum spuneam anterior, pentru că subliniez
este elementul fundamental prin care noi păstrăm și putem păstra ceea ce ne-am propus de-a lungul timpului. Ca atare, și astăzi aducem un pios omagiu eroilor noștri căzuți în lupte de la 1821, pentru că până la urmă, după 9 ani de zile, Grecia, pe care noi o cunoaștem frumoasă și demnă cum este astăzi, dacă vreți izvorul civilizației europene, s-a creat și datorită existenței unor oameni minunați care au luptat și pe aceste pământuri pentru libertatea noastră, care s-a extins apoi în tot Balcanii, fiind un exemplu elocvent. Cu câțiva ani în urmă, foarte mulți, 30-40 de ani, un mare om de cultură, un iluminist, Rigas Feroz Velestinis, punea bazele ideologice ale acestei revoluții. Iată ce importanți sunt oamenii de cultură. Oamenii care, de fapt, fundamentează ideile pe baza cărora noi putem fi demni astăzi. Și un mesaj pentru grecii din județul Bacău, pentru că așa în încheiere încheiem cu ei, ca să zicem așa. Am început cu grecii din Bacău, continuăm cu grecii din Bacău și vom încheia cu toți ceilalți. Vreau să-i îmbrățișez cu mare drag, să-i felicit pentru activitățile pe care le desfășoară în cadrul Uniunii Elene din România, să le urez la mulți ani, așa cum am făcut-o de fiecare dată de-a lungul acestei luni, de când ne desfășurăm activitățile dedicate zilei noastre naționale, 25 martie 1821, să le urez copiilor care ne vor reprezenta la Olimpiada Națională de Limba Neogreacă, să le urez succes, pentru că noi avem foarte multe activități în continuare, și să rămânem împreună o mare și frumoasă familie, așa cum suntem, aducând valoarea adăugată deopotrivă Europei prin intermediul culturii României și a Greciei. La mulți ani! În deschiderea evenimentului, directorul adjunct al Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi din Onești, profesor Ioan Virgil Șorgot, a salutat prezența oficialităților la evenimentul dedicat Zilei Greciei. Am avut că suntem cu toții împreună. E un eveniment foarte important ca să, mă rog, numai acest eveniment, în general să sărbătorim, să avem în vedere că trebuie să fim toți așa o națiune unită, indiferent de etnie, și să ne respectăm unii pe alții. De aceea, tot timpul, colegiul Gheorghe Asachi a fost deschis în acest sens pentru astfel de evenimente. Știm foarte bine că am avut acum, nu știu, țin minte eu, acum câțiva ani, chiar o grupă de elevi care învățau limba greacă sau neogreacă. Greacă. Da? Greacă. Și chiar m-am bucurat că se făceau așa ceva și, mă rog, nu mai știu din ce cauză nu s-au mai continuat, nici nu mai știu din rece să mă întorc, chiar vorbim și cu domnul președinte, nici nu mai știm, chiar ar fi știut, am fi vrut să știm cam câți greci mai sunt, nu știu, în județul Bacău, în Onești, dacă mai sunt greci și așa mai departe. Chiar nu știm. Lucrurile sunt ceea ce se dau oficiale, aceste lucruri care se dau prin tot felul de statistici și aceste, ele nu sunt exacte. Da? Atunci când omul declară că este rom, să zicem, sau este grec, este rom și grec, da? Mergem pe acest principiu. Din păcate, nu știu, poate domnul președinte știe mai multe despre cam cât, ce comunitate de greci mai avem noi în această zonă, pentru că ortodoxismul, știm foarte bine, tot timpul, da? Grecii sunt ortodoxi, da? Copilași, da? Nu spun la celorlalți, că știu. Iar noi suntem și ortodoxi, nu contează, până la urmă creștini, că sunt catolici, că ortodoxi, până la urmă toți suntem creștini, avem ce ne diferențiază, tradiții, obiceiuri, aceste vorbim de altceva. Dar eu n-am să vorbesc despre acest lucru, o să las cu domnul președinte, doar atâta vreau să vă urez bun venit și ne bucurăm că astfel de evenimente sunt marcate, iar Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi va fi tot timpul deschis pentru asemenea evenimente. Cristina Chiriacopolo, președinta Comunității Elene din Onești, a mulțumit elevilor și profesorilor din sală prezenți la eveniment, dar și sponsorilor care s-au alăturat activității. De fapt, bine am venit pentru că și noi suntem invitați la acest colegiu și mulțumim frumos gazdelor că ne-au acceptat și ne acceptă, pentru că avem și alte activități aici împreună cu cei de la Colegiul Gheorghe Asachi. Le mulțumim frumos. Suntem astăzi aici adunați cu toții și vă mulțumesc frumos și dumneavoastră că ați venit cu ocazia Zilei Naționale a Greciei. 25 martie 1821, când a început Revoluția Elenă, spunem noi, dar pe pământ românesc. De
aceea suntem astăzi aici. Avem o suită de manifestări începute de către Uniunea Elenă din România, iar astăzi noi, cei de la Onești, încercăm să serbăm și noi astăzi aici, la noi, în Onești.